Și într-un fel mă bucur ca și cum poate, asta este ultima mea zi, că nu știi, nu știm nimic, habar n-avem când mergem strada. Sigur că poți să spui, da, voi trăi mult timp, sunt sănătos, sunt bine, dar faptul că fiecare clipă contează și că trăim pe timp împrumutat. Timpul ne-e împrumutat, dar nu știm. Credem că timpul e veșnic, mai ales când suntem tineri. La vârsta de 20 de ani, să nu-mi pierd atât de mulți ani de viață sau atât de multe clipe în care m-am mirosit timpul, pierzându-mă în tot felul de prostii inutile de care nu aveam nevoie. Acum văd că fiecare clipă contează și în sensul ăsta ritualul mi-l creez eu însumi. Dacă îmi fac ca fiecare spălat pe dinți, când mă spăl pe dinți, mă gândesc, mă uit în oglindă și mă gândesc la ceva care este legat de viața mea și nu doar că mă spăl pe dinți, o, Doamne, ce plictiseală, iar mă spăl pe dinți, depinde cum vezi, depinde cum te raportezi la orice, la cum îți bei cafeaua, la cum vorbești cu cineva, la sensibilitatea care o ai față de celălalt, față de mine însumi. Iar la cuvântul respect adânc față de cuvântul viață, că sunt în viață și că este un imens cadou, că viața poate să fie extraordinar de bogată, de complexă, chiar atunci când totul pare mizerabil.